S-a ajuns la o concluzie în coaliția de guvernare pe PNRR. Știu că erau discuții și sunt discuții în acest moment. S-a ajuns totuși la o concluzie? Că este obligatoriu să se ajungă la o concluzie. Eu îi las să iasă cu concluziile pe cei care au negociat puternic în ceea ce privește PNRR-ul. N-aș vrea să ies să spun că lucrurile sunt aranjate, să folosesc termenul ăsta, ca pe urmă să se mai întâmple ceva, pentru că ați văzut că, din păcate, chiar și aici, și subliniez, tușesc foarte tare chiar și aici, putem să avem foarte multe surprize. Surprize care pe mine mă fac să cred și pot să și demonstrez treaba asta că cei care lucrează și ar trebui să se ocupe foarte atent de lucrul ăsta sunt amatori. Sunt amatori și mă doare să spun lucrul ăsta pentru că vorbesc de România. Eu știți prea bine, am fost aproape 30 de ani primar. Municipiul Alba Iulia a fost campion la termenul ăsta, nu mi-a plăcut niciodată, dar altul n-am, atragerea fondurilor europene. Și știu ce înseamnă lucrurile astea. Deci am fost pionieri. Nu știu ce se va întâmpla de aici încolo, dar ceea ce văd cu Alba Iulia, lucrurile bune nu se întâmplă și lucrurile stagnează. Și vă dau un simplu exemplu. Știi prea bine că sunt alocați 29,2 miliarde, poate să spunem 30 rotund, așa, ca să discutăm mai, dar să spunem 29,3, dintre care ei sunt împărțiți, nu chiar jumate, grant și credit. Nici de lucrul ăsta nu prea se vorbește, parcă ne este frică sau rușine să spunem că luăm, că putem să luăm un credit. Creditul este extraordinar de avantajos, cred că oricare dintre noi, dacă am putea să luăm un credit, bineînțeles nu cred că putem să ne ducem la 14,95 de miliarde, dar un credit în asemenea condiții l-am luat pentru dezvoltare, pentru ceea ce privește în interior PNRR-ul. Astăzi asistăm la tot soiul de supărări, la tot soiul de chestiuni de-astea legate poate de curtea școlii. Mi-ai luat mingiuca, dă mingiuca, tu ai făcut cu tare, eu știu mai mult decât tine, tu știi mai puțin decât mine. În loc să arătăm că ne interesează pe toți să aducem bani în țară și să punem toți, fiecare știe câte ceva. Și fiecare trebuie să aibă răbdarea să-l asculte pe celălalt și împreună să fac lucrurile bune. Acum, poate la mine este o chestiune de formație profesională, vin și din orașul Unirii și Unirea dă puterea și nu glumesc. Asta de fapt este succesul de a face ceva. Deja s-au întârziat luni de zile. Poate cineva va spune și ce dacă s-a întârziat. Păi nu-i și ce dacă s-a întârziat, pentru că înseamnă că nu știm termeni. De data asta, din ceea ce știm, nu mai vor fi fazări, nu ne mai arată nimeni. Mai avem câteva. Domnul ministru Ghina spunea că până la sfârșitul lunii mai vom merge cu acest plan național. Ne vom duce la sfârșitul lunii mai și la sfârșitul lunii mai, dacă nu ne ducem foarte bine pregătiți, și eu vreau să cred că ne vom duce foarte bine pregătiți, deci vreau. Vom veni din nou acasă și vă spuneam de acea greșeală. Nu poți să mergi când știi că ai 29,2 miliarde alocate să te duci cu 40 ceva, ci că lasă să taie ei. De unde? Deci sunt chestiuni de gâgă. Sunt chestiuni de oameni care înseamnă că n-au făcut nimic, au, cum să vă spun, au tăiat frunză la câini pe unde ori fi fost sau ce au făcut sau poate sunt prea rău, dar nu sunt, nu vreau să fiu rău, însă mă doare. Banii sunt acolo. Suntem și noi acolo și tot timpul ni se spune lucrul ăsta. Luați banii. Bineînțeles, nu înseamnă luați banii ai cu sacoșa și du-te. Luați banii. Asta este cerința. Cred că știți că programele naționale nu se pot aproba odată la Franța, odată la Germania și odată la cineva. Se aprobă toate. Nu suntem singuri, dacă asta, cum să spun, liniștește pe cineva, pe mine nu, mai sunt încă vreo 12 țări, poate acum mai puține, care încă nu și-au prezentat și ele planul național de reziliență și redresare și reziliență. Aici ar trebui acționat. Niciodată, vă spun ca un om care a lucrat, niciodată n-a fost atât de generos, de bun, de drăguț cu noi, cu administrația publică locală, pentru că aici mă uit cel mai mult. Eu zic că e mai aproape de oameni și bă, ăsta este adevărul. Niciodată n-a fost un program național, dar banii veniți de la Bruxelles cu administrația locală. Aproape că poți să faci orice. Bun, atenție, orice legat de administrația locală, aproape că poți să faci orice. Niciodată, vă dau un exemplu, niciodată n-au fost bani care puteai să iei pentru parcări supraterane.
nu supraterane, subterane. Deci niciodată nu au fost acest bani pentru. Și asta este o nevoie teribilă pentru fiecare oraș mai mare, chiar și pentru comună începe în România să fie teribil, pentru că este o densitate foarte mare de mașini și asta este bine, că este așa. Am dat un singur exemplu. Cei care doresc pot să deschidă site-ul, să-l citească, nu dau eu lecții. Din păcate, de data asta stau, nu că stau să mă uit, eu îmi fac cât pot și cred că o fac destul de bine datoria împreună cu colegii mei la Bruxelles. Noi abia așteptăm să aprobăm. Vi s-a cerut opinia pe PNRR? Nu știu, opinia europarlamentarilor români care poate au și expertiză în acest domeniu. Nu. Oamenii în România, cred că ați văzut foarte bine, dacă apare cineva ministru, atenție, nu fac o deosebire între ministru dintr-o parte sau cealaltă. În momentul ăla, când s-a pus pe scanul de ministru, când se duce la domnul președinte și semnează, cred că este așa, îi se dă așa un puf de deșteptăciune sau de ceva în care știe de toate. Lucrul ăsta l-am mai spus. Se vor supăra, e problema lor, dar asta este. Deci foarte greu poți să spui ceva și dacă vrei să spui ceva din experiență, simți așa o reținere. Toți știu de toate. Altul vrea să ardă hidrogen. Nu știu de unde hidrogen. Bun, este în apă hidrogenul, dar trebuie scos de acolo. Altul vrea cu tare. Deci începem să venim cu tot soiul de chestiuni de astea, de planuri. Oamenii le așteaptă. Oamenii le așteaptă pentru că asta îi face să trăiască mai bine. Însă rămânem pe urmă acolo unde nu trebuie să rămânem. Sunt multe lucruri care ar fi trebuit altfel reglate. Eu aș fi folosit capacitatea la toți cei care au lucrat. Este o treabă să faci ceva? Știți cum? Eu am făcut ceasuri. Dau un exemplu, m-am gândit la ceasuri pentru că este mecanică fină, nu vreau să spun pantaloni sau cizmari, era și mai grav dacă spuneam în România. Și acum cineva vrea să facă și mă întreabă, normal că vin, eu știu să fac lucrurile astea, vine să-i spun atenție, acolo sunt marele probleme, oțelul trebuie de tipul ăla, bun, nu mai intrăm în detalii, dar tot timpul trebuie să-l folosești pe cel care a lucrat ceva și știe ceva și oamenii doresc foarte mult să-și împărtășească din experiență. Și este grav că nu folosești lucrurile astea crezând că tu le știi pe toate. Ei, iată-te, ce am știut? Thank you.